Guardate se amate dacă vorbesc la microfon, înseamnă că am înălțit, pentru că altfel nu aș fi vrut să vorbesc la microfon. Vreau să vă spun că după mult timp este pentru prima dată când am creat împreună cu Sebastian o colecție pe care noi am pus-o sub auspiciile întoarcerii acasă. Ne-am reîntors la non-culorile noastre preferate, la alb și negru. Ne-am reîntors la forme extrem de elegante și de rafinate care definesc silueta feminină. Și vreau să vă spun că, așa cum am postat mai devreme pe Facebook, toată săptămâna m-am gândit la un text care să vă prezinte ceea ce veți vedea în această seară. Încă mă mai gândesc la el. Vreau să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare în această seară, într-un spațiu pe care de foarte mult timp l-am avut în vedere și nu se putea un alt cadru mai bun de prezentare pentru colecția Eliseum decât biblioteca, acest organism viu care se transformă, care se schimbă, în care veți găsi mereu atât de multe povești de viață scrise. Încurajăm actul citirii, încurajăm actul cultural și cred că asta o să fie singurul moment serios în toată seara în ceea ce privește discursul meu. După cum bine spunea Paula, îmi pare rău niciodată pentru mine, Paula nu va fi un director de instituție pentru că avem un trecut considerabil împreună. Noi am fost colegi de liceu și încă la mine în telefon este salvată cu numele pe care îl știam din clasa 9. Și mă bucur foarte mult și mă flatează și mă onorează această prietenie, pentru că am încercat mereu să aducem în colecțiile noastre experiențe de viață. Și Eliseum vorbește despre toți oamenii, toate doamnele care ne-au fost în viață. O să revin asupra prezentării colecției un pic mai târziu și o să înțelegeți de ce se numește Eliseum. Dar pentru început, după cum știți, agenția Divas este al doilea copil al nostru, al meu și al lui Sebastian. Este o agenție care a pus frumusețea dincolo de orice vârstă. Este o agenție care promovează toate tipologiile de corporalitate. Și mă bucur foarte mult că grupa celor mici de Little Divas funcționează perfect. Avem și o grupă de mame, și iarăși o să primesc pe jurătul de astăzi, pe care eu le ador și le iubesc la nesfârșit pentru ceea ce fac pentru copiii din agenție. Și prin urmare, astă seară, veți vedea că sunt câteva manechine care și-au terminat cursurile și, prin urmare, primesc diploma de absolvire. Dar pentru acest moment îl invit alături de mine pe Sebastian și gata! Bună seara! Mulțumim și din partea mea pentru că v-ați strâns în număr atât de mare în această sală. O să încep cu o chestie mai puțin oficială. Cristina, prietena ta, aveți aici un scaun rezervat special și un scaun acolo? Ok, bine. Vă mulțumesc mult că ați venit astă seară. Eu nu sunt atât de diplomat și atât de elegant ca și colegul meu, eu sunt mai eu. Avem aici, lângă noi, mai multe persoane care ar fi trebuit să absolve la un anumit moment, dar ne putem să facem un eveniment al nostru decât acum cu ajutorul doamnelor de la Biblioteca Județeană, cărora le mulțumim. Acum aducem în fața noastră mai multe generații care ar fi trebuit să fie de diva. O să începem cu cele mici, pentru că sunt foarte nerăbdătoare să intre și să-și primească diplomele.
Chelsea, hai alături de noi. Care este Chelsea? Poate nu o să se audă. Ne fac semnii domnului de cameră. Ea este Chelsea. Este o fetiță foarte mică, foarte firavă, dar cu un glas excepțional. Un glas de care ne-am putut bucura astăvară la unul dintre evenimentele pe care le-am avut. Și un glas care o să se mai audă la noi în agenție la evenimentele viitoare. Mulțumesc mult, Chelsea! Aici pișentul, că de nu mă șarpe de la cameră. Așa. Ea este Anisia. Sunt două surori superbe. Am spus că voi vorbi despre fiecare în parte. Pe mine m-a surprins foarte tare acest copil frumos, datorită unei teme pe care a avut de făcut la momentul la care s-a întors din vacanță și în care mi-a spus și mi-a povestit atât de frumos cum și-a petrecut ea vacanța alături de părinți și cum s-a dus ea la un majorat la care își dorea foarte mult să se ducă. Și era așa de frumos scris pe cutie mesajul respectiv, încât mi-a rămas la suflet. Mulțumesc mult, Anisia! Și acum, Serena, la superbă. Cealaltă. Hai, Serena! Asta e diploma pentru tine aici. Așa. Este cealaltă culoare, care e altă pe urmă. Sunt două frumuseți și două fete foarte cuminți și foarte... își fac temele foarte bine la momentul la care au ceva de făcut în agenție. Ele sunt viitoarele urmași ale celor pe care le veți vedea după. Mersi mult! Și nu ultima, și niștea din cuza prin fetele care sunt alături de noi, Selin. Este mai emotivă, încă lucrăm la chestia asta, ne bucurăm că e printre noi, încep așa, încet, încet, să aibă încredere și să se bucure de ce se întâmplă în jurul ei și pe viitor o să vedeți mai mult în prezentările noastre. Și acum încep emoțiile pentru mine, pentru că de copii nu prea m-am ocupat eu, noi ne-am ocupat de cei mai mari, am avut una dintre fete, o să vorbesc despre a se ocupă împreună cu o colegă de ei de copii, Maia Sabou. Cum este Maia? Este alături de noi de vreo 4 luni de zile. Îmi face capul calendar că îmi spune Domnul. De fiecare dată când vorbește cu mine, nu să nu mai îmi spună Domnul, dar nu reușește să nu mai îmi spună Domnul. Sper că după ziua de azi o să se învețe și nu o să mai îmi spună așa, da? Mersi. Georgiana. Georgiana. Mai tare de atât nu o să pot, Andra, îți jur. Aici e Georgiana. Dacă am început să facem temele așa mai serios, n-am știut la ce să mă aștept. Era atât de cuminte, unul nici nu știam că e la agenție sau că este pe lângă noi. Este un copil deosebit, care întotdeauna când se prezintă în fața noastră cu vreo chestie care îi cerem să o facă, o face cap-coadă și cu amănunte, și cu subpagini, și cu de tot. Este un copil excepțional și ne bucurăm cu avem dintre noi. Acum una dintre preferatele mele. I-am spus, du-dă știința, dă știința, Jenny Bailey, Jenny Lowe, ea este Jennifer. Alături de Maria, se ocupă de copii, de cei mici pe care i-ați văzut, îi face o plăcere deosebită. Este un copil excepțional, ne mai dorim noi așa din când în când, acum nu mai are de ce să mai tragă eu, da? Așa, dar este un om excepțional care îi face o mare plăcere să lucreze cu copiii dumneavoastră, cu cei mici mă refer, și nouă ne face plăcere cu avem alături de noi în agenție. Carina Pop. Așa o să mă înjure cel de la cameră, de cum o să se audă chestiile astea. Ea este cu trecere mici. 12 ani. Ca să
să vedeți că se poate. Denisa Puton. Denisa este un copil pe care îl descoper. Pentru că recent am reușit să-și aud cântând la vioară, cum în decembrie vom avea gala noastră de Crăciun la, cred, Castelul din Calida, vă vom anunța. O să mă pun bine pe lângă ea să ne cânte și ceva la vioară, pentru că avem niște copii extrem de talentați în agenție, ea este unul dintre ei. Dintre ei, mă scuzați. Nu se supără doamna Beliga pe mine, dar am strigat Beli, Beli, am strigat Oandra, am strigat-o toată familia. Alături de Jennifer, de când a intrat în agenție, s-au transformat în scoutării mei. Ce înseamnă scoutări? Este un agent cu studii care caută noi talente pentru agențiile de manechine. La momentul la care vroiam să reprospătez agenda de manechine, strigam, Beli, Beli, mă ajut, sau Jennifer. Ele două sunt agentele mele de scouting în liceele din satul mare. Ana, mersi mult! Mamă, câte mai sunteți? Seria. Din categoria 8 ani, am zis bine? 11. Din categoria 11-12 ani. Ea este Celia și pe ea încă încerc să o descoper, că e foarte tăcută și foarte retrasă, dar sper după prezentarea asta să câștige mai multă încredere în ea și să o vedeți mai mult zâmbind, că e superbă când zâmbește. Mulțumesc! Domnișoara Gianina și promit că nu-ți mai spun la Arisa. Sper că au zis și prea cântând la Carei. A intrat și ea în agenție în vara aceasta, trebuia să termină mai demult și să o vedeți mai demult în fața mea, dar de-abia acum. Și este unul dintre talentele noastre și abântă. Sperăm ca la care să o vedem făcând același lucru. Ce știe mai bine. Mersi mult! Acum. Nu mă băteți, nu? Doamna Ghilai. Inorocul meu roz. Îi spun așa, pentru că îi place foarte mult să se îmbrace în roz, pentru că a reușit să facă o schimbare enormă. În absolut tot ce ține de ea, ea este Petra, mă înjur acum în gând, îi spun așa, de mă omoară, dar chiar dacă ne certăm și ne ciondărim, este un copil excepțional care, la momentul la care am cerut să facă niște schimbări în bine pentru ea, a făcut. Mersi multe! Eda, Julia. Cred că a primit multe diplome la viața ei. Asta e doar una dintre ele. Am descoperit-o de Crăciun, la filmările pe care le-am avut alături de televiziunea locală din satul mare. Mi-a plăcut din prima când am văzut-o. Mi-a trimis unul dintre băieți să vorbească cu ea, dar s-a făstăcitor. Așa că a venit una dintre fete și a luat locul. Și ea este dintre copiii cu talent în ale cântatului și pe aia aștept să o văd în programele noastre cât de curând. Ea e Julia. Avem două Ana în agenție. Ana cu un N și Ana cu doi de N. Ana cu doi de N termină mai încolo. Ana cu un N termină acum. Ana Filip. Din categoria 11-12, acolo ai. Este ea. Și cu ea mai avem un fel așa să ne mai cunoaștem. Dar este unul dintre copiii foarte serioși ai agenției și mă bucur că e alături de noi. M-am supărat pe ea astă vară că n-a fost să se ducă la un concurs de mis, care ar fi putut să o ajute foarte mult să prindă mai mult încredere în ea. E alături de noi și mă bucur că de acum încolo este membru activ al agenției Divas. Și am reușit să-i dau diploma înainte să nască mama ei, Cynthia. Mămica ei este acolo în spate.
Oricând se poate întâmpla să aducă o surioară pe lume, nu o să țină mult, este unul dintre copiii foarte cuminte a agenției, o comunitate de față foarte serioasă și ne bucurăm că este alături de noi. Naștere ușoară, mămică! Da. Și domnișoara Ariana Mureșan. Mi-a privat de prezența ei într-o două zonă în săvară că a trebuit să fie alături de mama ei. Este una dintre fetele din agenție de care ne bucurăm enorm că au venit alături de noi și sperăm să vină mai des, să nu se mai îmbolnăvească. Mulțumim mult, Ariana! Nu uita, dar cred că cu cele mai mari emoții, Anaïs. În categoria 11-12 ani și e mai înaltă deja decât mine și mă simt super aiurea. Înaltă, subțire, eu mic și gras. Da, asta e. Așa se face treaba. El este Anaïs. Îmi doresc din tot sufletul să-și descopere la un moment dat, în anii, lunile, zilele, eu vreau orele care vin, să-și descopere cât este de frumoasă, cât este de specială și să aibă mai multă încredere în ea și să nu-i se pară întotdeauna că temele nu sunt bine făcute, că le face întotdeauna bine, nu-i așa? Hai, duc acum! Deci, în spate, bineînțeles că nu o să vă spun ce este, pentru că nu este frumos să dai din casă și ce se întâmplă bucătărie. Deci, vedeam cam ceea ce facem noi în fiecare sâmbătă la cursurile de la Vivas, în montarea, în colaborarea celor de la Sinsei, vorbim frumos. Este, pentru noi este o foarte mare onoare să-i avem ca și parteneri în această prezentare pe cei de la Sinsei, care ne-au pus atâta gentileță și, și dragoste și deschidere la dispoziție colecția de, toamnă-iarnă. Este un brand care pe piața de satul mare datează de, recent timp, dar s-a făcut auzit și a devenit o referință pentru piața din satul mare, pentru gustul vestimentar al oamenilor din satul mare. Veți vedea, după cum urmează, o colecție de toamnă-iarnă ilustrată de cel din Little Divas. Doamnelor și domnilor, colecția de toamnă-iarnă a brandului Sinse. Thank you.
această seară mai are, mai este o surpriză. Cred că și pentru că nu mă aud, cred că nu mă aud, dar nu, o să vorbesc mai tare. Astă seară este o surpriză și pentru ele. Nu ține de nimic altceva decât de înălțimea pe care o au cele trei fete aici de față. De astă seară, ele vor face traversarea în grupa cea mare, în Divas. De la Little Divas în Divas, totul ține doar de înălțimea lor, pentru că deja este foarte mare diferența între ele și restul grupei. Nu înseamnă nimic altceva decât că devin un pic mai mari. Atât. Ele sunt cea mai nouă, cum s-ar spune, și prima generație care trece de la Little Divas la Divas. Aplaudați-le, vă rog! Pot să vorbesc fără microfon? Din numai despre liceu sau despre învargerea acasă. Pentru că fiecare dintre noi avem una acasă la care ne învață. Anul acesta m-am întors la bibliotecă. Anul acesta mi-am redescoperit poate și cu partea de poliție, partea de altfel. Și veți vedea că după o vară plină de culori, plină de flori, plină de corpuri de bucuri, m-am întors la emergele de bază, alb, negru, gri, mini-sfinte, mini-elegante. Sunt cel puțin patru referințe care fac trimitere la doi designeri de recepție care și-au lăsat o amprentă și continuă să-mi guverneze ritmul estetic și mă refer la Copia Dior și mă refer la Răzvan Giovanni. Două referințe personale sunt importante pentru mine. Eliseum este despre acasă, despre descoperirea prietenilor. Și în această colecție l-am descoperit pe Sebastian, așa cum îl știam de la început, extrem de creativ, extrem de talentat și pentru prima dată la tot ce a dorit de cerveze, nu am să rămânat. Pentru că mi-am dat seama că dacă acest brand are oarecare succes, îi se datorează un mare concern și lui. Și aceasta este un omaj pe care l-a luat pentru mine, pentru fie de cea noastră care lucrează de foarte mult timp, pentru faptul că am reușit să trecem peste toate problemele mici și mari, extraordinar de importante sau de importante în fiecare zi. Și Eliseum este despre urmașterea acasă, despre fiecare persoană care ne-a apărut la bucătăriană de viață. Și o să vedeți la un moment dat în prezentare o persoană extrem de dragă și importantă mie, pe care am cunoscut-o prin campania de imagine a colecției de fapt, care în momentul respectiv avea un titlu copiitorul intitulat Desire, pentru că și eu și țin de fapt din perioada noastră de sensul meu, și atunci voiam să facem o referire la cele cuvântate. Este o persoană care a tratat un titlu nou cu atât de talentă, eleganță, încât practic de bune pe imaginea mea. Și o să aveți subtitul să și
Visa este întoarcerea, redescoperirea unor oameni dragi, că mai trebuie pentru impact să mă întorc. Și practic, multe elemente din această colecție mi se datorează ei, elemente de acest film. Și da, dar oricum ați auzit până acum, deci n-am vorbit în limba. Ok. Și da, revenim. Mulțumesc, Paola. Este o declarație de dragoste dată de în această seară. Anișoara este probabil printre puțin oameni care au crezut în acest brand fără nicio urmă de îndoială. La un moment dat, cei care îmi urmăriți pagina, acum facem și reclamă pe Facebook, știți că am avut o postare care am spus că unor prietenile simt nevoia să ia o pauză doar pentru a se recria, să regrupa. Noi am făcut toate exercițiul ăsta. Nu m-am mai la tine pentru că să încep să plâng. Și ne-am redescoperit așa cum ne știam. Ești extraordinară. Ești o mamă fantastică. Și practic demonstrează faptul că o persoană frumoasă, atât exterior cât și interior, poate să fie independentă, poate să munte mulți din loc. Și practic regăsești în părintea asta. Și Eliseum este vorba despre întoarcerea acasă, indubitabil Teodora, copilul Teodora. Alături de care astăzi i-am permis un lux pe care nu l-am experimentat de foarte mult timp. Înainte să venim la prezentare, ne-am luat micul nostru să ne plimbăm în oraș și să avem o ciocolată caldă. Și de fapt, ăsta este mesajul Eliseu. Să ne întoarcem mereu acasă, să ne întoarcem mereu alături de oameni pe care ne simt și și să nu uităm că lucrurile simple sunt, de fapt, cele mai importante. Doamnelor și domnilor, Eliseum, doamne 2022, designer Sebastian Davici, Cosmin Mureșan, bye-bye!
Thank you.
alături de noi pe cea care ne-a făcut onoarea ca pentru Eliseu toamnă iarnă 2022 by Doar, să ne fie imagine. Pe cea mai alături de noi este pentru unul dintre motivele pentru care am luat-o alături de noi este că pentru mine foarte multe dintre creațiile mele au fost muză. Întrunește din punctul meu de vedere tot ce are nevoie o femeie. Este foarte puternică, este frumoasă exterior, interior. Interior nici nu mai spun. Este înaltă și face în așa fel încât orice pretic de haină să știe cum să-l poarte. Al doilea motiv pentru care am invitat-o și am rugat-o să vină alături de noi este pentru că e una dintre fondatoarele Divas. Până să punem agenției, am avut o trupă de doamne nebune și frumoase alături de noi. Am povestit-o puțin în interviul pe care l-am dat, că timp de câteva sezoane mi-au îmbrăcat toate nebunile și mi-au fost alături în toate nebunile pe care le-am făcut. Ea este omul care, împreună cu restul doamnelor care pare rău că nu le văd pe aici, trebuia să mai fie și o colegă, Carmen, nu știu dacă mai, a mai venit cineva, este cea care a pus bazele Divas și care ne-a dat puterea și ne-a dat puterea să visăm că putem să facem și agenția Divas. Este omul pe care mă bucur cel mai mult la momentul la care a fost să l-am alături și ea știe lucrul ăsta. Și ne bucurăm enorm de mult că a făcut parte din proiectul nostru de toamnă-iarnă. O să-l las și pe Cosmin să spună că astea au fost doar complimentele mele. În momentul că l-am făcut pe Sebi să vină în față dumneavoastră să vorbească. E un lucru extraordinar pentru că este unul dintre puținii oameni care mi-au stat alături prin diferențe momente și care, practic, fără el, frumoasa poveste începută la un moment dat de ce ne creați eu de mod, transformată ulterior în dor, nu ar fi existat. Și ca să încheiem această seară într-o manieră elegantă, vreau să mulțumesc bibliotecii județene pentru gentilețea și pentru deschiderea cu care au îmbrățișat acest eveniment în momentul în care am venit pe nepusă masă și am zis vreau prezentare la bibliotecă. Dar motivația este una foarte serioasă. Această clădire vă așteaptă. Această clădire vă pregătește o grămadă de surprinze pentru anul viitor. Merită să o susțineți. Orice oraș care nu-și sprijină biblioteca poate să fie considerat un oraș mort. Tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc doamnei director. Vreau să-i mulțumesc Paulei care mi-a fost tot timpul alături. Nu acum, nu numai acum. Și la Femei în Mișcare, și la celebra casă la care a fost consultat de specialitate. Asta vestimentară m-a spus, nu contează, o carte fabuloasă, vă recomand, domnilor, știți de ce faci și știți cum să vă îmbrăcați ca poate. Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți una dintre instituțiile din acest oraș cu care mă mândresc să colaborez, pentru că este o instituție de cultură, este o instituție extrem de bine pusă la punct și sfatul meu este lăsați-i pe copii să citească, dar nu câte pe telefon. Faceți-i să redescopere mirajul lecturii unei cărți. O carte poate să fie cea mai bună prietenă pe care o puteți avea în viață. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența din această seară. Vreau să mulțumesc grupului de mame Divas și știu de înțeles de ce, pentru că tot timpul ne-au sprijinit și ne-au fost alături și și-au sprijinit copiii, faceți o treabă extraordinară și tot timpul spun lucrul ăsta și se vede acest lucru prin copiii pe care i-ați crescut atât de frumos. Și tații sunt importanți, eu tot timpul nu sunt de mame, dar părinții sunt foarte importanți. De fapt, brandul Dor este un brand de familie și mă bucur ca astăzi seară Teodora
a fost alături de mine în cele mai importante momente. Asta mă asigură că moștenirea este cea mai importantă. Vreau să vă mulțumesc și vreau să vă invit pe Vasile Lucanciu 13, asta e partea comercială, să vă invit pe Lucanciu 13, să poate vă găsiți piese pe care să le lucrați în această poartă. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc. Sunt extrem de onorat de faptul că de fiecare dată ne sunteți alături. Pentru mine este extraordinar acest lucru. Vreau să le mulțumesc celor de la Vivax, pot să fie schimbă copii, pentru că totdeauna au înțeles de fapt cum merg în sine. Să vă urez o toamnă de final de toamnă super, să vă urez de dacul sărbători de Crăciun fericite. Să vă reamintesc că ne vedem în decembrie la Castelul de la Calei, pentru că este total un obicei.